Volumul Cei din tâi vor fi cei din urmă a lui Larry Watts se vrea un studiu pentru a arăta adevărul din spatele relațiilor Republicii Socialiste România cu blocul răsăritean. România a devenit partener de încredere, cel mai mult de încredere a Occidentului, în special a Statele Unite, pentru mai mult decât 20 de ani. Oamenii sunt foarte preocupați și a fost foarte preocupat după 89 să explică problemele interne, ce fel de abuz niște români a făcut asupra alți români. Și povestea aceasta este cum România a acționat ca un actor internațional. În volumul Cei din tâi vor fi cei din urmă, autorul reia firul conflictului manifestat între România și Pactul de la Varșovia, întrerupt în primul volum în anul 1978 și îl continuă până în prima săptămână a lunii decembrie 1989. Această carte continuă în mod firesc o altă carte a domnului Larry Watts. Ferește-mă, doamne, de prieten, că vorba aceea de dușman mă căresc singur. Istoricul Gheorghe Buzatu a amintit că autorul a făcut o sinteză complexă a evenimentelor de dinainte de 1989. A avut posibilitatea imensă, extraordinară, de a vedea și arhivii imense. Și a avut și șanse. Șansa lui se cheamă de data aceasta arhivele, pe care e sovie și din întâmplare, sau asta e forța destinului, le-a pierdut în Berlin de Est, la plecare în 1989. Larry Watts studiază istoria României încă din 1978 și a locuit în țara noastră din 1981 până în 1984. Volumul, care are subtitlul România și sfârșitul războiului rece, se poate găsi în librării la prețul de 69,99 lei. Scriitorul va publica în viitor și ultima parte a acestei trilogii despre țara noastră.